În anul 2016, Floricel Ionițoae, director la Teatrul de Păpuși Vasilache, a rămas fără funcție. Acesta a pierdut scaunul de director după ce a fost evaluată activitatea managerială și notată cu nota 3,5. Din comisia de evaluare au făcut parte doi consilieri locali, respectiv Andreea Buiuc și Vasile Chiru, dar și trei specialiști. Nemulțumit, directorul demis s-a îndreptat în instanță și a cerut anularea hotărârilor de consiliu local prin care s-au stabilit regulamentul și comisia de evaluare, dar și rezultatul evaluării. După 2 ani de procese, a venit și surpriza. Vreau să vă spun că sunt în posesia unei hotărâri definitive și revocabile date de, în apel la Tribunalul Botoșan, prin care domnul Florin Ionițoae a câștigat procesul. Procesul prin care el a fost numit, a fost notat de altfel cu un punctaj foarte scăzut și nu a mai intrat în, nu a mai rămas pe post. Primarul a precizat că a atras atenția consilierilor locali încă din anul 2016 asupra faptului că se încalcă legea în ceea ce privește constituirea comisiei de evaluare, dar majoritatea PSD din Consiliul Local nu a dorit să bage de seamă. Și s-ar părea că nu este suficient doar să atragem atenția și își vor da seama în momentul adevărului, când vine socoteala și când persoanele care au greșit vor trebui să plătească. Asta înseamnă că să trebuie să îi dăm într-o formulă sau altă postul înapoi domnului Ionițoae, iar cei care au greșit vor trebui să plătească. Floricel Ionițoaiei așteaptă atât drepturile bănești, cât și repunerea în funcție. Acea ticăloșie pe care au făcut-o o parte din consilierii locali și membrii comisiei care m-au evaluat, nu putea să rămână în stadiu de ticăloșie. E demonstrat că au încălcat legea și că acum trebuie să reiau mandatul de unde l-am lăsat. Pe lângă mandatul vor trebui să luați și o sumă consistentă de bani, nu? Ar trebui să iau salarizarea de până acum, plus dobânzi. Directorul se gândește acum să ceară și daune morale. Pentru că am dat o notă de 3,50, când eu am făcut niște lucruri, doar pentru că vrei tu, că te cheamă Chiru, Buiuc sau altfel, ar trebui recompensată într-un fel și spălată rușinea. În momentul de față, ar trebui constituită o nouă comisie de evaluare care să verifice activitatea managerială a lui Floricel Ionițoaiei. În urma evaluării, se va stabili dacă acesta se va întoarce sau nu la conducerea Teatrului de Păpuși. Situația se complică însă destul de mult, având în vedere că, în intervalul celor 2 ani, a fost organizat concurs pentru ocuparea funcției de director, iar acum postul este ocupat de Marius Rogojinski.